Astăzi o să vorbesc despre produse, produse pe care le-am achiziționat în ultima perioadă, produse pe care le-am testat, le-am încercat și pot să vă zic câteva lucruri ușoare despre ele. Eu zic să începem cu paletele, că sunt mai multe. Undeva în luna octombrie sau noiembrie, nu mai țin minte exact data, mi-am achiziționat această paletă de pe Beauty Bay. O paletă care conține câteva faturi make-up geek. Am folosit această paletă în câteva clipuri, dar nu am vorbit niciodată despre ea. Este o paletă de la Z Palette și umplută cu 13 nuanțe de farturi, dintre care 4 sunt mai cremoase, mai sedefate. Am decis să cumpăr câteva farturi make-up geek pentru că am tot auzit o grămadă de lucruri bune despre ele și am zis că să le încerc și eu. Și într-adevăr, sunt foarte pigmentate. Dacă nu știi să blenduiești bine, este destul de greu să lucrezi cu ele și mie mi-a cam luat ceva perioadă ca să mă obișnuiesc cu ele. Însă, na, ia priviți și voi ce pigment. Spart un fart. O să plec! Ce-am făcut aici? Ia privești ce-am făcut. Oh. Am vrut să vi-o arăt și am scăpat-o din mână și... Mă rog să vă arăt alt fart. Acesta se numește In the Spotlight. Și arată ceva de genul acesta. Și să vă și fac un swatch aici undeva. Fardul este foarte, foarte pigmentat și superb. Această paletă, așa cum o vedeți, a costat undeva în jur de 500 de lei. Ceea ce pot să zic că este un pic cam scumpă pentru paletă, așa că pentru începătoare sau pentru fete care sunt la început de machiaj sau sunt doar pentru ele, nu neapărat să machieze și pe altele. Nu neapărat că n-aș recomanda această paletă, dar o consider puțin cam scumpă. Tot în aceeași perioadă, la sfârșitul lui noiembrie, cred că, am profitat de Black Friday. Așa că am comandat de pe Sephora două palete. Una dintre aceste palete este aceasta de la Kat Von D. Este o paletă de conturare. Este superbă, este favorita mea. Fetelor, dacă aveți ocazia să o luați și la ofertă, puneți mâna pe ea că este divisimă. Eu am dat 141 de lei pe ea de Black Friday. Acum cred că e peste 200 de lei. Cam ceva de genul acesta. Următoarea paletă este Shade Light. Este tot de la Kat Von D. Și este o paletă cu farduri neutre. Este superbă. Iar negrul acesta este cel mai fain negru pe care l-am încercat pe bune. Da? Și este pus doar o dată, o singură dată. Este demențial negrul acesta. O să vedeți că puteți crea multe, multe lucruri cu această paletă. Aveți 3 nuanțe de tranziție, să-i spunem. 3 de iluminare, 3 pentru pliu, iar pentru întunecat, iarăși 3. 2 maroniu și 1 negru. Puteți să folosiți, de exemplu, toate nuanțele acestea la un look sau puteți să combinați. Și acesta a costat tot 141 de lei de Black Friday. Apropo, să știți că se blendesc super fine culorile. Dacă vreți să vă luați o paletă, o recomand și pe aceasta, este superbă. Mai departe, este vorba despre această paletă pentru smâncene de la Anastasia Beverly Hills. Despre această paletă nu vă zic foarte multe lucruri pentru că deja am făcut un clip baza ei. Vă las undeva un link sus. Este de neînlocuit. Este o paletă superbă, absolut superbă. O găsiți și în România și este foarte sofisticată și bună. Mai ales pentru acele dintre voi care machiați și alte persoane.
Tot când am fost în Londra, mi-am achiziționat această paletă de la Huda Beauty. Este o paletă care se numește Smoky Obsession și această paletă conține 4 farduri mate, iar restul de 5 sunt sidefate sau, ba mai mult, chiar pigmenți presați, aș spune eu. Este foarte frumoasă, mai ales pigmenții, să vă și arăt aici. Este absolut superbă această paletă și ce-mi place, conține și o oglindă și în plus de asta este mică, este suficientă pentru o amatoare, o începătoare, dar nu numai. O puteți lua cu voi oriunde. A costat, cred că, în jur de, să nu mint, 25 de lire sau 30 ceva de lire, dar cred că mai degrabă 25 de lire. Da, cred că 25 de lire am dat pe ea. Este foarte frumoasă această paletă. Nu cred că se găsește în România încă. Eu am vrut să-mi o iau și pe cea Mauve sau Mauve Obsession. Mauve Obsession, nu mai știu cum se numește, aceea cu nuanțe Rosalie. Însă, din păcate, nu era pe stoc acolo, așa că am luat-o pe aceasta. Dar nu-mi pare rău, că este absolut superbă. Sper să apară și în România. Și pentru că n-am găsit acea paletă cu nuanțe de roz și am fost dezamăgită puțin, am zis că mi-o cumpăr pe aceasta. Paleta aceasta se numește Rose Gold, este de la Huda Beauty și aceasta a costat 56 de lire, oare? 50 ceva de lire oricum, în jur de 50 ceva de lire. Este și aceasta superbă, absolut superbă. Încă nu pot să zic că m-am obișnuit cu toate nuanțele, nu știu exact cum să lucrez, să fie bine cu ele. Astăzi mi-am creat acest machiaj folosind această paletă. Dacă vă place și credeți că vă interesează, spuneți-mi și o să filmez. Sau poate am și filmat deja. Este o paletă, na, drăguță, așa de fete, cu mult roz. Să vă și arăt câteva nuanțe de aici. Oh, priviți! Acești pigmenți presați, că cred că astea sunt ei, este recomandat să-i aplicați cu mâna, cu degetele, pentru că se ia foarte bine produsul așa. În rest, dacă aplicați cu pensula, nu se tare ea pe pensula. Să vă și arăt aici. Produsele sunt foarte, foarte pigmentate. Este o paletă puțin cam scumpă, nu pot să zic că nu, dar pentru cliente face orice. Și, na, i-am dorit neapărat să am și ceva de la Huda, să încerc să vă vorbesc și vouă despre aceste produse, pentru că sunt curioasă, sunt sigură că și voi sunteți curioase să știți despre aceste produse. Mai ales că acum se găsesc și în România, însă nu toate produsele. De acolo am vrut să-mi iau și niște fonduri de ten să le testez, dar din păcate n-aveau pe stoc aproape nimic. Adică aveau, dar cred că câteva nuanțe de acelea foarte închise, pentru că evident în Londra nu trăiesc foarte multe persoane care au tenul foarte închis și atunci acelea nu m-au trecut așa de repede, însă persoane ca și mine, mai deschise sau puțin mai închise, și-au cumpărat fond de ten de acolo, probabil și cu ocazia sărbătorilor de iarnă și au rămas stoc zero. Însă, da, am mai vrut să cumpăr și niște rujulețe acele așa, 4 nuanțe la 33 de lire. Nici acelea nu erau pe stoc, așa că am zis să mi-iau un rujuleț roz și mi-am luat acest rujuleț de la Huda. Se numește Wifi, este superb, sunt dată cu el astăzi. Bineînțeles, eu am pus și un pic de gloss peste, dar acesta este unul mat. Ce pot să vă zic despre rujele de la Huda? Sunt superbe. Nu se usucă așa, nu-ți strânge buzele, nu simți că te deranjează când îl porți. Este un produs care stă foarte bine pe buze. Dacă aveți sau vă luați
produse Huda Beauty, vă rog să vă luați doar din surse sigure, din locuri în care știți sigur că sunt originale. Vreau să vă arăt că undeva și scrie când expiră. Oare unde am văzut? Se pare că acesta nu scrie, dar pe ăsta la alt, pe care l-am luat chiar atunci când a apărut pe site Huda Beauty și, na, evident, nefiind pe stoc altceva, mi-am luat tot așa un nude. Acesta se numește Crush și acesta este Wifi. Iar pe acesta scrie termenul de expirare. Se pare că pe acesta nu, dar oricum, în orice caz este original și acesta, pentru că l-am luat de la standul Huda Beauty dintr-un mall de la Cofiță, adică nu te joci. Sunt, să vă și arăt nuanțele. Această nuanță este Wifi, este nuanța pe care o port eu. Iar aceasta este Crush. Acesta este Crush. Sunt superbe ambele nuanțe. Ce nu-mi place însă la acest ruj este că atunci când îl lași ceva de genul acesta, sau cel puțin așa și nu în sus, parcă este produs. Este produs deși este închis. Și nu înțeleg de ce, adică fiind un ruj așa scump, bine, mă rog, în România este în jur de 100 de lei, ar trebui să se întâmple asta, adică după capul meu. De ce să curgă ruj dintr-un produs scump când nici măcar din unul ieftin nu curge, sau nu știu cum să o explic, să așa un pic, nu înțeleg logica. Ok, și să rămânem tot la rujuri. Tot din Harrods, din Londra, mi-am luat și acest ruj de la Lancome. Este un ruj pe care Andrea Lee, sau Ali Andrea, de pe YouTube, dacă o știți sau urmăriți, tot spunea că este demențial și îmi plăcea mult, mult, mult de tot cum îi stătea pe buze și am zis că mi-l iau și eu. Este un ruj natural, nu nude, este superb. Încă nu l-am încercat, abia aștept să dau o testare. Și el a costat puțin peste 100 de lei. Mi-am mai luat un ruj nude pentru că, na, dacă toți suntem la nude, să le luăm pe toate. Și pentru că oricum nu prea aveam rujul nude. Mi-am luat și din MAC. Acesta este Honey Love. Este tot un ruj mat. Mat. Este superb. Acesta a costat în jur de 80 și puțin de lei. Îl găsiți și în România sau mai nou și pe macosmetics.ro, pentru că au și site online. Din aeroport mi-am luat și un blush absolut superb, se numește Melba, este de la MAC și sunt dată cu el astăzi, nu știu cât de bine se poate observa, dar este superb, este absolut superb acest blush, vi-l recomand. Și el a costat, nu mai știu exact cât, poate 100 și puțin de lei, nu mai știu exact, nu vreau să vă spun. Mi-am renuit stocul și la Paint Pot, pentru că era pe foarte mare terminate și am zis că neapărat. Am pus să deschid, dar știți voi, Paint Pot acela pentru baza pentru pleoape. Mi-am mai luat, așa, două concealer, două anticearcăne de la NARS. Radiant Creamy Concealer. Mi-am luat în nuanța Custard și nuanța Macadamia, sau Macadamia. Deci nuanța 1, medium 1 și medium 1.5. Am auzit multe lucruri bune spuse despre aceste anticearcăne de la NARS, până să apară Shape Tape de la Tarte, pe care abia aștept să îl cumpăr. Și am zis că să-mi iau două nuanțe, să-l am și, evident, miresele mele o să se bucure. Să știți că nu au costat mai mult decât un anticearcă normal cumpărat din România. A costat puțin peste 120 de lei, cred că. Adică, dacă te duci pe Sephora și te uiți la Mega Forever, este peste 150 de lei. Adică, de ce? Ăsta e NARS și ăla e Mega Forever. Ah.
Am uitat să vă vorbesc despre două produse pe care mi le-am mai luat de la Anastasia, mă rog, de pe Beauty Bay și ele. Este vorba despre acest Clear Brow Gel. Este un gel care îl pui pe suprafața sprâncenei și te ajută să le fixezi. Este potrivit pentru acelea dintre voi care aveți fire rebele și vreți să le potoliți cumva. Iar acesta este pomada de la Anastasia, nuanța Medium Brown, pomada pe care am folosit-o astăzi la sprâncene. Sunt foarte mulțumită de ea, este waterproof. Da, a costat cât oare? Nu mai știu, există și în România această pomadă, oricum sub 100 de lei este. Bun, vreau să vă arăt în continuare două produse de la Smashbox. Este vorba despre aceste două baze, o bază pentru tenul mai uscat, iar o bază pentru tenul mai gras mixt. Cred că și asta tot se poate folosi de fapt și pentru tenul mixt. Este Smashbox Photo Finish Foundation Primer in Light, deci este o bază mai light pentru tenul mai gras, iar acesta este Photo Finish Primer Water. Le-am cumpărat pentru că am auzit multe, multe, multe lucruri bune despre primerele și despre produsele în general de la Smashbox și am profitat de faptul că acum se găsesc și în România pe Douglas.ro și am dat o comandă și în două zile le-am și avut. Acesta cel puțin este demențial, îl iubesc, îl folosesc pe mine, iar acesta îl folosesc mai mult pe cliente, dar este foarte bun și e, da. Tot când am fost în Londra, am pus mâna și pe această superbă, renumită pudră de la Laura Mercier. Este pudra aceea Translucent Loose Setting Powder, de care aude toată lumea. Este varianta mare, la 29 de grame. Și pentru că a existat în Harrods această pudră, am zis că obligatoriu trebuie să pun mâna pe ea, pentru că am tot auzit fel și fel de lucru și am zis gata, este a mea. Și vreau să zic că nu costă mai mult. Am revenit aproximativ 5 ore mai târziu, știu. Din păcate, mi s-a terminat bateria, a trebuit să plec acasă să-mi iau un car, mi-am lăsat vreo 2 ore la încărcat, am avut puțin de lucru, am umblat puțin prin oraș și după vreo 5 ore am ajuns să termin acest clip. După cum puteți observa, mi-am cam șters puțin din machiajul de la ochi, nu mult, pentru că partea neagră mi-am lăsat-o. Mă rog, nu sunt genul să ies chiar așa machiată pe stradă, nu vreau să atrag atenția de niciun fel, așa că am renunțat puțin la machiaj, puțin de tot. Și să continuăm unde am rămas. Bun, am vorbit despre această pudră, pudra Laura Mercier sau Laura Mercier. Pudra Laura Mercier. Voiam să precizez faptul că nu știu exact cât e și sper să nu mint, dar nu a costat mai mult ca o pudră găsită undeva în România. Nu vreau să mint, poate puțin peste 150 de lei, se poate. Nu mai țin exact minte cât a costat, dar vă zic, nu foarte mult și încă mă acomodez cu ea, încă încerc să o descoper, să văd cum funcționează, dar este foarte faină, foarte șmecheră pudra asta. Și din câte știu, din păcate, nu se găsește în România. Mai departe, mai am câteva produse pe care vreau să vi le arăt, nu sunt foarte multe. Este vorba despre această paletă de la L'Oréal Paris. Am mai arătat-o eu odată, am mai primit-o dată din partea lor, însă acum, când a apărut și în magazin, mi-a mai fost trimisă odată. Este vorba de o paletă de iluminatoare formată din 5 nuanțe diferite. Este o paletă foarte pigmentată și ea, să vă și arăt. Aceasta este cea nouă și aceasta este cea veche. Din păcate mi s-au cam spart două pastile să-mi fie rușine, însă nu eu le-am scăpat și nu eu le-am spart. După cum puteți observa, asta și asta lipsește. Însă să vă arăt, ia priviți ce pigmentate sunt. Să vă fac și aici. Sunt
sunt foarte pigmentate și da, le găsiți la orice stand L'Oréal Paris. De asemenea, am mai primit și un iluminator lichid, din păcate nu-l găsesc, nu știu pe unde l-am pus, dar nu-l găsesc să vi-l arăt. Este așa, un iluminator cu pipetă într-un recipient, ceva de genul acesta. Am mai primit din partea lor și acest produs, iPaint, vi l-am mai arătat toată într-un clip trecut, sper să nu uit să vă inserez aici undeva un link către acel clip, să vedeți ce machiaj am realizat cu acest produs și na, nu vreau să-l desfac, că poate să fac cadou cuiva și să fie totuși ambalat. De asemenea, am mai primit și 3 rujulețe Lip Paint Metallic. Am primit una pe roz, una pe auriu și unul pe roșu. Toate 3 sunt sidefate, metalice, mai degrabă zis. Și să vă și arăt. Aceste rujulețe costă fiecare câte 37 lei. Chiar când au apărut în magazin, am fost acolo, în cel puțin eu am fost în Oșan, și am văzut că au apărut și mă uitasem la acesta roșu și tot mă gândeam să-l iau, să nu-l iau. Din păcate n-aveam un tester să-l încerc și am renunțat. Și spre norocul meu și fericirea mea, a doua zi l-am și primit. Mi-au trimis cei de la L'Oréal Paris, cărora le foarte mulțumesc. Și așa arată și auriul. Iar aici o să vă pun și roșu. Vreau să vă zic că aceste produse le-am mai testat așa pe mână de Crăciun, am avut fotografie și câteva zile degeaba am tot freca să le dau jos. Nu s-au dat jos nici de cum. Foarte, foarte bine rezistă pe piele. Deci pe roșu, pe auriu și pe roz. Cam atât. Cred că sunt destule produse noi în kitul meu. Dacă mai stați așa câteodată pe canalul meu, ați putut observa că deja suntem peste 8.000 pe aici. Asta înseamnă că repejor ne îndreptăm către 10.000. Și din acest motiv m-am gândit să fac un giveaway atunci când ne vom aduna 10.000. Și aș vrea să știu ce v-ar plăcea să primiți din partea mea. De la produse pentru buze, pentru față, pentru ochi, o paletă. Să vă zic sincer, eu m-am gândit la o paletuță Huda sau poate niște rujulețe. Ce ziceți voi? Scrieți-mi, vă rog, în comentarii ce v-ar plăcea să se poată câștiga atunci când o să fac giveaway-ul de 10.000 de abonați. Până una alta, vă mulțumesc pentru atenție și ne revedem! V-am pupat!